astăzi voi face cel mai creepy test care există pe Deep Web. Vreau să precizez încă de la începutul videoclipului că nu recomand nimănui să facă acest test. La început avem aici un warning care ne spune că testul pe care urmează să-l facem s-ar putea să conțină niște materiale care s-ar putea să ne supere. Niște materiale foarte, foarte ciudate. Haideți să vedem, deci băi, am emoții, ești de bun? Hai să vedem, Fear Assessment, adică este testul fricii, fraților. Mamă, deci chiar mi-e frică, ești de bun? Ok, și aici am zice niște chestii de Fear Assessment, de special test de vinopt, așa bun, deci aici zice că, na, este un test și aici trebuie să, ca să dau drumul la test, trebuie să urmez următoarele 6 reguli. Aici prezintă testul, băi, un test ăsta de frică, să testeze cât de fricos ești. Prima regulă, leave all doors inside wide open. Poftim. Mi-a spus să las ușile de la casa mea deschise. Poftim. 2. Make sure you are alone. Sunt singur acasă, bro. 3. Turn off all lights. Nu, deci fraților, eu nu o să fac chestia asta. Eu nu o să las ușa de la casa deschisă, ci că să închid toate luminile, să dau fără la toate instrucțiunile, să fiu focusat și să am o lumină pe fața mea. Băi, practic nu mai am nicio lumină în cameră, doar lumina asta de la cameră care e pe fața mea. Click anywhere to continue. Hai să vedem. Na. Mama, asta nu poate să fie bine, fraților. Level 1, click on the faces. Uite, scrie data în care îl fac și ora. E ora 9 și ceva. Deci trebuie să dau click pe față. Aia este fața. Dau click pe ea. Am dat. Băi, tare am impresia că o să fie mare jumpscare, ești de bun? Mi-e frică. Unde-i fața? Acolo. Mi-e pur și simplu frică, frate. Uite aici, altă față. Asta e nivelul 1. Față e aici. Mamă, dar vedeți că parcă fețele sunt din ce în ce mai ascunse. Bă, cine-i persoana asta care zâmbește? Băi, fraților, băi. Băi, e frică rău de tot. Eu. Asta e un schelet? Ce e asta, bro? Trebuie să dau click pe față. Și vedeți că mă lasă să dau click pe față. Dau click pe față. Băi, ce-s pozele astea, bă? Cine a făcut pozele astea? Aoleu. Mai dăm o dată click, n-am ce să facem. Bro. Level 1 complet. Let's go. Am trecut de level 1. Let's go, baby. Acum level 2, ha? We will begin the next level in 10 seconds. O să începe următorul nivel în 10 secunde. Nu știu, nu, frate, mi se pare ceva ciudat legătură cu testul ăsta. Mi se pare ceva foarte ciudat. Question and answer. Întrebare și răspuns. Prima întrebare. Do you ever feel like you are being watched? Aici mă întreabă dacă vreodată simt că sunt urmărit. Băi, faci ok că toată lumea, măcar o dată, așa, bă, timpul unei luni, să spunem așa, 30 de zile, ai un moment ăsta în care simți că se uite cineva la tine, cel puțin pe stradă, știi? Și nu neapărat o chestie horror, că nu mergi noaptea pe stradă de nebun. Pur și simplu mergi tu pe stradă și ai impresia că se uite cineva la tine, te uiți stânga-dreapta. Sau ai impresia că vezi așa cu coada ochiului un om care se uită la tine. Deci, practic, răspunsul corect ar fi yes. Da. Întrebarea 2. Have you ever heard a voice call your name, but no one was there? Ai auzit vreodată o voce care ți-a zis numele, dar nimeni nu era acolo? Nu. Adică, băi, frate, bănuiesc că, na, la tine în casă, nu, mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Ok. Pay attention, fii foarte atent. Listen to the voices, ascultă la voci. Your ears are lying to you, urechile tale îți mint. Te mint. Ești bolnav, you are ill. Bă, ce se întâmplă? Și ei o să te fixeze. Care ei? Ei intră în cameră! Cine intră în cameră? Stai aici, bă, cine intră în cameră? Fraților?
If a figure was to appear from the corner of your room, you would... Ce întrebare asta? Dacă o figură ar apărea în colțul camerei tale, ce ai face? Varianta 1, ai țipa. Varianta 2, ai plânge. Varianta 3, te-ai ruga. Varianta 4, ai fugi. Băi, eu sincer aș vrea varianta 4, dar cred că aș țipa prima dată, dar gen... Acțiunea de bază ar fi că aș fugi de aici, ești nebun, logic. Have you ever thought about being tortured to death? Te-ai gândit să fii torturat până la mon? Nu. Nu m-am gândit la asta. Do you fear the concept of an afterlife? Ți-e frică de conceptul gen de afterlife, de viață după moarte? Nu. Do you have loved ones? Ai oameni pe care iubești în viața ta? Da. Îți pasă de animale? În sensul în care mă întreba dacă sunt vegetarian sau ceva, adică gen, sau că îmi pasă așa de animăluțe. Băi, îmi pasă așa de animăluțe, îți dai seama. Level complete, bravo! Let's go! Următorul nivel în 10 secunde. Woo! Let's go, fraților, come on! Come on! Hai că suntem buni! Următorul nivel în 10 secunde. Ce poate să fie atât de rău? Level 3, which one? Mamă, ce s-astia? Trebuie să... Dar nu-mi pune vreo întrebare? Eu să se mai aștept 10 secunde. Frățu, deci trebuie să aleg între cățelușul ăsta și copilașul ăsta. Hai, frate, uite, hai să punem întrebarea. Deci, uite, hai că pun eu întrebarea ca să vă dau seama după cum aleg. Care fotografie mi se pare gen să... mi se pare mai ok? Gen, mi se pare mai puțin creepy. Bă, asta cu cățelușul mi se pare mai puțin creepy. Asta cu copilul, nu știu, numai după cum e editată așa cu gura asta lui, mi se pare creepy. Așa că aleg cățelușul. Bă, ce se aude? Level 4, listen. Nu se aude nimic. Începe să se aude ceva. Ci că dacă, nu, dacă mă dor urechile sau ceva, să dau space. Bă, ce e audio ăsta, frate? Fraților, ce Doamne iartă-mă se aude. Bă, ăsta e cel mai ciudat test pe care l-am dat în viața mea. Nu o să dau space, o să cer cât mai mult să nu dau space, fraților, ca să duc testul până la final. Băi, se întâmplă chestii ciudate, rău de tot, ești nebun. A, gata. Ceva parcă respiră. Bă, parcă ceva respiră în căști, ești nebun la cap? Bă, ceva respiră în căști, fraților, aud? Acum ce se întâmplă? Acum n-a fost nimic horror, cred. Acum parcă e aceea sună, dar parcă se aude niște chestii în plus. Parcă mai au niște chestii joate în plus, niște pași sau ceva de genul. Băi! Băi, calmează-te, băi! Asta, calmează-te!
Păi frate, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă, ești nebun? Bă, ce se întâmplă? Fraților, pot să ascult sunetul ăsta? Adică n-am nicio treabă, nu știu dacă m-auziți voi pe mine când vorbesc. Da, e ciudat rău de tot ce se întâmplă. Spune, te rog, aici am terminat testul. Spune-mi. Level 4 complet. Asta n-a fost level 3. Asta n-a fost level 3, fraților. Următorul nivel va începe în 10 secunde. Asta n-a fost nivelul 3. Cum adică level 4 complet? Asta a fost nivelul 3, cred. A, ba nu, a fost nivelul 4, da. Ce s-a întâmplat? Mamă, băi, ce s-astea, băi, băi, cine le apare pe ecran? Pleacă-mă de aici, ciudatule! Fă pași de pe ecranul meu! Fă pași de pe ecranul meu! Creat de Alexander Wiseman. Bă, ciudatul Alexander Wiseman. Bă, frate, ce om ciudat ăsta care a creat asta. Vise plăcute. Vise plăcute și ție, bă, ciudatule. Doamne, bă, băi și fete, mamă, chiar un ăsta foarte, foarte ciudat. În fine, fraților, aici am terminat videoclipul. Băi, chiar a fost un test foarte, foarte ciudat. Scrieți la comentarii dacă mai vreți să fac genul ăsta de teste. Dar sincer să vă spun, eu nu aș mai vrea.